Dreptate! Așa nu se mai poate! Vrem salarii decente! 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 Salvați educația! Salvați educația! Salvați educația! Salvați educația! Vrem noi în țară să trăim cum trei decenți! Vrem la noi în țară! Vrem la noi în țară! Vrem la noi în țară! De jos băjocără profesorului! Începând de la 90 încoace, numai prin proteste am obținut majorări de salarii. Dimineața am discutat cu colegii tot din cadrul Educație Știință cum să negociem, pentru că acum, practic, o oră urmă, sindicatul a înaintat 7 persoane în cadrul grupului de lucru, guvernul tot a format grupul de lucru ieri și 7 persoane astăzi la ora 12 vor începe negocierile. Și cum veți negocia? Sunteți gata să cedați din solicitările anunțate anterior? Negociază ca atare, nu confederația, negociază sindicatul de ramură. Domnul Ivanov cu echipă a fost formată grupa din partea sindicatului Educat Știință, din partea noastră este înaintat domnul Senciuc. Sunt revendicările la majorarea salariului minim de 50%, dar numai prin negocieri poate fi verificat. Ați fie 50, ați fie 60 sau 30 sau 20. Te vezi de 36 de ani. Și cum nu s-a greșit să fac formula, majora salarii la polițiști, procurori, vamiș, așa să nu se greșească, să mărească și la dascări. Că din mâna lor ies toți învățați să ajung la un nivel înalt, să fie oameni cu scaun la cap, să gândească și viața profesorului la sate. La ce vă referiți cu echitatea socială? Fii dreptate, cum să mărești salariul altor lucrători, să se mărească și la noi, că noi tot depunem efort, tot muncim, în rând toată lumea. Și cam cât ar trebui să fie majorat? Cât? Cel puțin 50%. Să 1020 de lei constă salariul unui bucătar, unui intendent, unui dădace, unui personal auxiliar, în genere, categoria aceasta. Ar trebui 5-6 mii de lei să fie dar la mână, dar nu 2-3 mii și de cele 600 impozite plătite. Și avem 2 mii și ceva salarii, care minciunesc că avem 5-6 mii. Nu are niciun profesor, întrebați-i la rând, care are 5-6 mii de lei. A spus cineva dintre demnitari, profesorii? Sigur că noi avem 5 mii de lei, nu avem mai astfel salarii. De ce? Întrebați-i. Cum de n-a început acțiunea la ora 10, cum ați anunțat? La ora 10 ne-am adunat în sala de conferință a Casei Sindicatelor și am luat decizia. Decizia de a ieși aici, de a veni. Și de ce cu clopoțelul? Clopoțelul, dăm sunetul la clasă, să chemăm demnitarii la tablă. Acum. Eu vă rog să mă urmați! Ne ducem în sală, să așteptăm rezultatul! Vrem salarii decente! Vrem salarii decente!